Monseor e servit. De câte ori nu ți-am spus, Vasilică taică? Monsieur. Monseur scriem, monseur zișim. Și umbli cu șoara vopsit. Iar ai tras în țigare. Dar de unde, Vasilică? Ce-ai nebunit? Eu și țigare. Dar de unde? Ce? Dacă nu e, nu e. Ia vede mai încolo. Cine a fi pus-o, Vasilica, azi dimineață... Șasie rușenii. Îl vezi? Te spun. Dar cum îți permiți, bă, pârlițule? Mama ta. Dar cu cine vorbești tu, mai nedoroșitule, mai? Și ce-i cu căciula aia în casă, de ții căciula aia în casă? Dar și aia, asta-i casă, aici stai balamuc? Din prijina curentului, monseur, că trage ca pișahlău! Ieși afară! Adună-ți toate boarfele! Te-am concediat, monseur Vasile! Vasilică? Ce vrei? Te-ai supărat? Pișini, pima ta? Dar și nu se poate supăra pima ta. Ma ta n-ai minte nici cât un pui de găină. Să fie rușine, magarule. No, hai, țăderașule, la masă, că-i fi obosit de atâta stat. Amu, dacă vrei o țără piper să mi-aduci. Nu mă țără. Dar tu, scumpa mea Varvara, drept cine mă iei? Drept cine ești, dragule? Dacă ești pe post de muiere, fii batar muiere până la capăt. Ce te-ai oprit? Zii mai departe. Când ajung la etajul 3, liftul nu mergea, îmi dau seama că mi-am uitat stilou. Era un stilou ca toate stilouri, cu capac, cu periță de iridiu, cu agățătoare ca să nu care din buzunar. Avea culoare albastră. Scriam cu cerneală pelican. Scriam cu cerneală pelican. Stilou e mai bun decât penița. Nu trebuie să o moi de fiecare dată. Scrii cu ea cât te ține cerneala din rezervor. Nu, mama, mă simt foarte bine. Nu mă doare gâtul. Am pus 2 mai euri pe mine. Las-o vata plouă destul de rău. Mai ales vara, nu știu de ce plecare la 9:30. Dacă reușesc să prinzi meu. Și? Bicicleta era galbenă și era rezemată de o bancă în parcul Ioanid. În parc nu era nimeni. Nici femei, nici copii, nici pensionari. De ghidon era agățată o plasă. Lipsea o pedală. Pedala din stânga. Ce fecior frumos eram, băi, tăderași, băi, mă ales eu. Și cum ne-am stricat noi la minte, mai ales tu.